Salutare, prieteni! Bine ați revenit la un nou episod pe canalul Historia Rediviva. Astăzi continuăm aventura noastră minunată lume medievală cu un nou domnitor, un domnitor enigmatic despre care nu știm cum arăta, avem doar bănuieli, putem să ne-l imaginăm pe fiul său, Vlad Țepeș, și da, vom vorbi despre tatăl acestuia, Vlad Dracul. Este un personaj destul de fascinant, el va da denumirea unei întregi ramuri a basarabilor, cea a drăculeștilor, va inspira ulterior prin această denumire o întreagă isterie în perioada modernă și contemporană. Va crea prin fiul său un personaj de literatură, Dracula, care, după cum bine știți, este peste tot. Toată lumea când zice România zice de foarte multe ori Dracula și Transilvania. Lucruri destul de greșite istoric, dar lumea trebuie să și trăiască. Nu este nimic rău în a inventa personaje. Să revenim la domnitorul nostru de astăzi, Vlad Dracul. El se va zbate destul de mult să ajungă la domnie, una care nu este neapărat una lungă, dar în timpul domniei sale se petrece o cruciadă, cruciada de la Varna, pe care o vom dezbate într-un episod separat de acesta. Cruciadă care, ca și cea de la Nicopole, nu va fi prea reușită, dimpotrivă, regele Ungariei va muri acolo. Și da, cam acesta despre Vlad Dracul, vă las să descoperiți mai multe în episod, dar până atunci nu uitați de giveaway-ul nostru la 5.000 de subscriberi, giveaway care este pentru oricine, atât noi subscriberi cât și cei vechi, aveți în descriere toate detaliile despre cum puteți câștiga acest super giveaway și nu în ultimul rând, hei, pentru că trebuie să o spunem, susțineți-ne pe Patreon, susțineți-ne pentru că avem mare nevoie de voi, avem nevoie să ne susțineți cu o donație oricât de mică, cea mai mică fiind de 5 euro, o cafea în oraș, pentru că astfel este singurul mod în care putem continua acest proiect și îl putem dezvolta. Deci susțineți-ne pe Patreon, găsiți toate detaliile în descriere și evident că noi vă mulțumim și în public și vă vom și menționa pe canal ca susținători ai noștri. Și acum... Începem un nou serial pe canalul nostru de YouTube dedicat domnitorilor și voievozilor țărilor române. Nu ne vom limita la biografii sterile, vom urmări povestea lor și din perspectiva luptelor duse de aceștia, a castelor cetăților unde au trăit, dar și a vieților amoroase. Vom încerca să creionăm portrete cât mai apropiate de realitate, cu bune și cu rele. Vlad Dracul este fiul nelegitim al lui Mircea cel Bătrân, voievodul care a avut mulți feciori din flori, conform cronicarului bizantin Ducas. Face parte din ramura drăculeștilor a dinastiei basarabilor, urmând filiația Radu Negru Vodă, Basarab I, Nicolae Alexandru, Radu I și Mircea cel Bătrân. Practic, una din cele două ramuri ale dinastiei basarabilor, cea care urmează firul lui Mircea cel Bătrân, își primește numele în conformitate cu patronimul care i s-a acordat lui Vlad, Dracul. Acest fiu al lui Mircea se căsătorește cu sora lui Iliaș, domn al Moldovei. Numele soției nu se cunoaște, dar se știe că după ce Vlad este ucis, se călugărește și ia apelativul de Upraxia. Îi dăruiește voievodului muntean mai mulți fii, Mircea, Vlad Țepeș, Radu cel Frumos, Vlad Călugăru și un al cincilea fiu despre al cărui nume nu avem cunoștință. Vlad mai are un fiu nelegitim care poartă tot numele de Mircea, care în anul 1481, pentru o scurtă perioadă de timp, ocupă tronul Valahiei. Înaintea anului 1430 îl găsim pe Vlad Dracul la Constantinopol, fiind în suita împăratului Ioan al VIII-lea Paleologu, de unde va plănui alungarea de pe tron a lui Dan al II-lea. După acest an, Vlad trece în Transilvania, iar în anul 1430 se găsește în Arad sub protecția regelui Sigismund al Ungariei și din această clipă așteaptă momentul prielnic pentru ocuparea tronului țării românești. La finalul acestui an, Vlad primește de la regele Ungariei sarcina de a păzi granițele Transilvaniei dinspre țara românească.
În apropierea datei de 8 februarie 1431 este chemat la Nuremberg și investit de Sigismund ca domn al Valahiei Transalpine și duce al Mașului și Făgărașului, dar va ajunge pe tron abia peste 6 ani în 1437. Tot în acest moment este primit în ordinele cavalerești ale Sfântului Ladislau și cel al Dragonului, ordin de unde îi se trage și poreca Dracu sau cea populară de Dracula sau Draculea. În anul 1434 sau 1435, Vlad se întoarce în Transilvania, se stabilește la Sighișoara în Țara Făgărașului până în vara anului 1436. Aflat aici în numele lui Sigismund de Luxemburg, pedepsește pe locuitorii unor cetăți care s-au răsculat împotriva regalității, una dintre acestea fiind și cetatea Rupea. La 31 august 1431, împreună cu o armată transilvană, pleacă spre Țara Românească, iar la data de 6 septembrie 1431 trece pe lângă Turnul Roșu și Boltița. Desfășurarea acțiunilor nu o cunoaștem, dar știm că după data de 17 noiembrie, trupele lui Vlad sunt alungate de către fratele său, Alexandru I Aldea, care este ajutat de turci. După decesul fratelui său, Vlad reușește să ajungă pe tronul țării românești, probabil pe la sfârșitul lunii decembrie a anului 1436. Primul document care se păstrează din timpul domniei lui Vlad este cel din data de 20 ianuarie 1437 pe care îl emite la Târgoviște, document prin care întărește unele proprietăți din Făgăraș și Loviștea, urmat apoi de un alt act pe care semnează în data de 24 ianuarie prin care acordă privilegii comerciale către brașoveni. Din cauza politicii de orientare spre regatul maghiar al lui Vlad Dracul, turcii intră în Valahia, pustind și prădând țara. Astfel că, fiind pus în situația fratelui și predecesorului său Alexandru Aldea, Vlad este obligat să recunoască suveranitatea turcilor în aprilie 1437. Merge personal la Bursa, unde se supune sultanului și făgăduiește drum liber oștilor otomane prin Țara Românească, ce aveau ca scop atacarea Ungariei, dar în secret plănește să se alăture cauzei creștine. În primăvara anului 1442, otomanii organizează din nou o campanie împotriva Ungariei, armata turcească trece prin Țara Românească și pustiește Transilvania. Iancu de Hunedoara, care era guvernator al Ungariei în acea perioadă, este înfrânt la Sântimbrâu la data de 18 martie 1442, dar ulterior, la data de 23 martie 1442, reportează o mare victorie, ucigându-l pe Mezid Bey, comandantul trupelor turcești. Din cauza conflictului pe care îl are cu Iancu de Hunedoara, Vlad se va refugia la Giurgiu. Acesta îl pune în locul lui pe tronul țării românești pe Basarab al II-lea, fiul lui Dan al II-lea și îl decapitează pe fiul acestuia, al cărui nume nu îl cunoaștem. Fiind în posesia unei self-conduct, act de liberă trecere și păzit de o gardă turcească luată din cetatea Giurgiului, Vlad merge la Adrianopol fiind păcălit și ademenit de Murad al II-lea. Probabil, datorită relațiilor bune pe care le avea cu vecinii, în special cu brașovenii, sultanul nu are încredere în el și îl închide în turnul temniță de la Galiopoli. Este adus apoi să jure credință sultanului, iar pentru a se asigura că nu o să trădeze, Murad ia zăloc pe doi dintre fiii lui Vlad, Radu cel Frumos și Vlad Țepeș. Cei doi fii al lui Vlad sunt trimiși în cetatea Nimfeon sub pretextul de slujitori ai porții. Cetatea nu a reprezentat un loc de exil, așa cum s-a vehiculat, ci era o adevărată închisoare din care celor doi le era aproape imposibil să evadeze. Acest lucru ne arată cât de mult își dorea Murad să păstreze credința principelui Valah. Pentru a-și recăpăta tronul, spre sfârșitul anului 1442, Vlad intră în Țara Românească ajutat de oastea turcească. Un detașament din oastea otomană este distrus la porțile de fier la trecerea spre Banat, iar grosul armatei otomane este decimat de către Iancu de Hunedoara într-o bătălie care se dă lângă râul Ialomița. Ca și consecința acestor evenimente, Vlad trece de partea creștinilor, iar în preajma datei de 9 ianuarie 1443 se găsește din nou la cârma țării în locul lui Basarab al II-lea. În vara anului 1443, Vlad participă alături de Iancu de Hunedoara și de regele Vladislav I la o expediție militară contra turcilor, campanie ce se concentrează în zona Sofiei. În următorul an, regele Ungariei Vladislav I declanșează un nou război contra otomanilor, având în fruntea oștilor pe Iancu de Hunedoara. Vlad este alături de Iancu cu o oaste de 7000 de ostași. Înaintea luptelor, Iancu îi cere lui Vlad ca membru al Ordinului Dragonului să depună jurământ de vasalitate regelui Ungariei, dar acesta refuză. Papa îl absolvă de jurământ, dar în locul lui Vlad va depune jurământ fiul acestuia Mircea.
Bătălia se dă la Varna și are un deznodământ catastrofal pentru creștini care sunt respinși peste Dunăre. Aceștia, retrăgându-se în derivă, sunt călăuziți de către Vlad și ostașii săi. În această bătălie își pierde viața Vladislav I. Mai multe despre cruciada de la Varna în episodul următor al acestui serial. În 1445 are loc o expediție a flotei burgunde pe Dunăre cu scopul de a-l găsi pe regele Vladislav, despre care se credea că încă mai trăiește. Flota avea de asemenea ca țel demararea unei noi campanii contra turcilor, Vlad alăturându-se și împreună cuceresc cetățile Giurgiu și Turtucaia. Alte două cetăți, Listra și Turnu, nu au putut fi luate de la turci. Alături de burgunzi și de oastea lui Iancu, Vlad trece Dunărea pe la Rahova, iar turcii se retrag pe interiorul Bulgariei. Campania nu este însă continuată din cauza lipsei de provizii. După această expediție, relații între Iancu de Hunedoara și Vlad Dracul se înrăutățesc. La data de 10 noiembrie 1447, Iancu de Hunedoara pornește o campanie contra lui Vlad Dracul, pe care îl considera unul dintre dușmanii regatului Ungariei. Pătrunde în țara românească în preajma datei de 23 noiembrie, iar la data de 4 decembrie alungă din scaunul de la Târgoviște. Pe 16 decembrie 1447, Vlad este prins în saltul Bălteni și decapitat din ordinul lui Iancu de Hunedoara, iar fiul acestuia, Mircea, este îngropat de viu de către boierii și negustorii de din Târgoviște. Mormântul lui Vlad Dracul nu este cunoscut. Rămâneți aproape de noi pentru următorul episod, unde vom descoperi cruciada de la Varna. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.